Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre o investiție importantă pentru o localitate importantă din județul Constanța, dar și pentru turism, pentru că acolo se va dezvolta cu siguranță turismul datorită acestei investiții. Vorbim și despre ce s-a întâmplat în acea localitate. Suntem la 4 ani de zile, aproximativ de la preluarea, cred că au trecut 4 ani de zile, de la preluarea mandatelor primarilor și încercăm aici la Dobrogea TV să aducem câți mai mulți edili pentru a ne spune ce au făcut, dar și ce n-au făcut în acești 4 ani de zile și, evident, ce forma. Iulian Soceanu, primarul orașului Techirghiol, alături de noi. Bună seara, domnule primar! Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație! Primul subiect al emisiunii este o investiție pe care este necesară peste tot în județul Constanța, dar pentru care dumneavoastră personal luptați de 3 ani de zile. Din 2016? Din 2017 am citit un comunicat de presă. Deci chiar de când ați ajuns primar. 2016 a însemnat momentul în care s-a pus pe bugetul local, s-au bugetat banii pentru întocmirea studiului de fezabilitate. Vorbim despre rețea de gaze naturale în Techirghiol. Bun. Vorbim despre racordarea orașului la rețeaua de gaze naturale. Ați început în 2016, da? În 2016 s-a vorbit pentru prima dată, cu documente vorbesc, așa se putea, toată lumea vorbește despre gaze. Vorbim strict de când au început oficial să se facă aceste documente pentru a putea fi implementat acest proiect. Deci care, 2016. Care a fost primul demers? Primul pas pe care l-ați făcut concret? Introducerea în bugetul local a sumei pentru a putea face studiul de fezabilitate privind acest obiectiv. Am înțeles. Cu asta se începe din orice, okay, în orice proiect. Ca să știe lumea că nu pică din cer, trebuie să faci un proiect și să aloci niște bani. Bineînțeles. Nu sunt bani puțini, trebuie să spun și acest lucru. Din acest motiv, poate și mulți colegi de mei primari care doresc să racordeze comunele, orașele, rețeaua de gaze și nu au disponibilități financiare, poate să fie un impediment și acest lucru. Orașul Techirghiol a avut șansa să atragă mai mulți investitori în perioada 2016-2020 cu banii care au revenit în urma atragerii acestor investitori, am reușit să ne creăm o sursă financiară din care să ducem la bun sfârșit toate aceste etape, pentru că munca a fost din 2016 până în 2020, când efectiv am început lucrurile. În 2017, într-adevăr, am reușit procedura de achiziție a studiului de fezabilitate. Atunci, în 2017. Deci a durat destul de mult timp achiziția SF-ului. Da, și obținerea avizelor, care și aici este o altă discuție. Deci, în 2017 am făcut achiziția acestui studiu. În 2018, în februarie, am aprobat prin hotărâre de Consiliul Local studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici. În februarie 2018, aprilie 2019, nu s-au putut face licitația privind concesionarea acestui serviciu, pentru că au apărut niște modificări legislative. Dacă nu știți, vă spun eu, până în 2019, până în februarie 2018, toate aceste licitații se făceau la sediul Autorității Naționale de Reglementare a Energiei. Toate aceste proiecte de gaze se făceau la nivelul acela. Ulterior, prin lege s-a modificat și se fac la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Din păcate, s-a modificat legea, dar în schimb nu au apărut normele de aplicare a legii. Și timp de aproape un an de zile am stat blocați și de-aia le-am mulțumit tuturor ieri în conferința de presă, pentru că fiecare la rândul lui, pe domeniul lui, au făcut lobby. Că, până la urmă, ăsta este cuvântul corect. Da, asta s-a făcut, da. Da, s-a făcut lobby pentru a putea apărea cât mai repede aceste norme de aplicare a legii, pentru a putea, bineînțeles, să facem mai departe procedura licitație publică. În aprilie din aprilie 2019 până în octombrie 2019 s-a derulat procedura de concesionare a acestui serviciu. În data de 2 octombrie 2019 s-a încheiat contractul de concesiune, proiectare și execuție cu societatea care a câștigat această concesiune. Iar în octombrie 2019, în 14 mai 2020, am semnat autorizația de construire acestui mare obiectiv pentru noi. Ieri, așa cum bine știți, am făcut această conferință de presă pentru că este cel mai important proiect care este așteptat de către locuitorii orașului Techirghiol.
efectiv am început lucrările la acest mare, mare proiect. Buldo-excavatoarele au intrat în teren, au început să sape. Exact. Cât costă, domnule primar, întreaga investiție și cine plătește? Că ați spus că vin ceva bani, ce de la bugetul local. Da, acest proiect are valoare de peste 10 milioane de lei fără TVA, din care noi, ca și unitatea administrativă teritorială, trebuie să plătim undeva la 5,5 milioane de lei fără TVA. Din ce motiv trebuie să plătim? Pentru că în urma studiului de fezabilitate, dacă era să mergem doar pe finanțarea investitorului, trebuia să executăm doar 20 de kilometri de rețea din cei 41 de kilometri de rețea care are Techirghiul. Dar unde, sunt curios, unde erau cei 20 de kilometri? Numai în centru sau unde? Nu. Sau cum? Urma, ei ne-au spus așa, doamne, ca să putem noi să vedea și nu vă costă pe voi nimic, avem posibilitatea să facem 20 de kilometri de rețea, urmând ca noi să venim pe urmă în interiorul Consiliului Local să stabilim care sunt străzile pe care să... Ei făceau 20 și decideați dumneavoastră exact, unde. Exact. Și în momentul în care... Interesant. În momentul în care am discutat colegii din Consiliul Local, ce facem? Din 40 jumătate de oraș o să aibă gaze, jumătate nu. Dar, bineînțeles, prin studiu aveam și posibilitatea ca această cofinanțare pe care noi puteam, trebuia să o punem de la Consiliul Local, să suplinească cei 10-11 kilometri, 21 de kilometri de rețea. Și bineînțeles că am considerat cu toții că e bine să facem acest efort din bugetul Consiliului Local, să venim și noi cu această cofinanțare, pentru că e corect și normal ca toți cetățenii orașului Techirghiul să beneficieze de această rețea. Și atunci am ajuns toți la concluzia să subvenționăm acest proiect ca să aibă cei 41 de kilometri de rețea. Au fost abțineri sau oameni care s-au opus? Am avut câteva mici discuții, să spun. Bineînțeles, fiind luptă politică, dar într-un final toată lumea a înțeles. Eu mă bucur și le mulțumesc colegilor din Consiliul Local că au... S-a votat, da? S-a votat, bineînțeles. Dincolo de discuție, sunt normale acestea, că să nu crede că primarii au întotdeauna dreptate, nu mă refer la dumneavoastră, în general. E bine ca toți, ca în general consilierii locali să-i dea primarului de lucru, să-l pună, să răspundă, să... Este foarte corect și în general, într-un final am avut consens în acest proiect. Faptul că noi reușim din taxe și impozite locale și din banii care i-am luat în urma acestor licitații care au fost făcute, pentru că atragerea investitorilor a însemnat scoaterea la licitație unor terenuri pe care se vor face investiții foarte mari în următoarea perioadă, iar cu banii respectivi am reușit să cofinanțăm acest deci, proiect. Banii aveți deja, nu v-ați împrumutat? Nu avem niciun împrumut, nu avem niciun credit, nu avem absolut nimic. Pur și simplu sunt bani care, apropo că sunt cumva de către o parte din locuitorii orașului Trigul, acuzat, domnule, am mărit taxele și impozitele locale și chiar profit de această ocazie să le transmit. Ok, în regulă, aveam de ales între a găsi o soluție, pentru că în momentul în care tu ca manager vii și vezi cu ce sume poți să îți implementezi anumite proiecte și constați că nici măcar cheltuielile de funcționare ale primăriei nu ți le poți asigura la nivelul taxelor și impozitelor locale din 2016, vorbim acum, n-ai cum să faci performanță. Nu se măriseră din 2016? Nu s-au mărit niciodată de peste 8 ani de zile. Nici măcar cu rata inflației nu erau actualizate. Există o lege care spune că trebuie indexate taxele locale cu rata inflației odată la, nu știu, 2-3 ani. Nici măcar nu au fost indexate la zi. Adică nu puteam să nu găsesc această soluție, dar încă o dată, comparativ cu alte localități din jurul orașului Techirghiul, cu alte localități comparative cu orașul Techirghiul, că trebuie codul fiscal face procentele care se calculează din codul fiscal sunt exact pe localități de grad 1, 2, 3. Adică noi comparându-ne cu localități de același grad, de grad 3, oraș grad 3, suntem cu taxe și impozite locale cele mai mici. Cât a fost majorarea? Cea mai mare majorare a fost pe taxa de habitat. Taxa de habitat însemnând serviciul de salubrizare al orașului. Avem aici, din această taxă de habitat, întreținerea domeniului public, spațiile verzi, iluminatul public. Deci noi din această taxă de habitat, denumită general, noi asigurăm serviciile pe care vi le-am enumerat. Deci nu se poate la prețul de 5 lei, cum era în 2016, să asiguri servicii de calitate așa cum ne doresc eu. Da. Și atunci, odată, a mai apărut și modificarea cu această taxă de mediu. Pentru că România, știți foarte bine, avea prin
avea obligația să-și crească foarte mult serviciile privind colectarea selectivă a gunoiului. Faptul că nu a reușit, avem taxe de infringement pe România. Avem, și aceste taxe de infringement care se pun în România, tot automat, noi le plătim, toți locuitorii exact. Le plătesc într-o fel sau altă. În acest preț pe care eu l-am a trebuit să-l ajustez, am introdus și această taxă, pentru că nu am cum să subvenționez de la bugetul local o astfel de taxă. Și cât s-a făcut, domnule primar? 10 lei. Deci de la 5 lei s-a făcut 10 lei pe lună. Dacă vreți să comparăm cu orice, faptul că acum se colectează gunoiul de 3 ori pe lună. Deci se colectează separat gunoiul menajer, separat gunoiul selectiv și separat gunoiul provenit din vegetale. Deci acum vin, sunt servicii, sunt mașini în plus, sunt oameni în plus, sunt consumări în plus. Adică Bașca se plătește tona de gunoi la groapa ecologică de la Costinești, unde noi suntem arondați ca și OAT. Adică toate aceste costuri trebuiau cumva regăsite în prețul acestor servicii. 5 lei în plus, da, aici a fost dublu. Dacă e să iei așa, domnule, ați dublat taxele. Dar cu serviciile care se prestează în acest moment, consider că este o taxă de bun simț, este un preț de bun simț și noi la momentul acesta pot să spun că avem niște servicii mult peste ceea ce se întâmpla până în 2016. Există și oameni mulțumiți sau oameni care înțeleg faptul că o majorare de taxă înseamnă servicii mai bune și spun, da, e în regulă, mi se pare ok să plătesc X lei? Părerea mea că peste 80% din oameni. Pentru că acești bani s-au văzut în servicii, în calitatea serviciilor. Și atunci tu când vezi că banii tăi pe care îi plătești, în plus față de ce plăteai înainte, au crescut serviciile pe care tu le asiguri ca primărie, atunci omul înțelege. Adică banii se revăd clar în serviciile care se prestează pentru ei. Am scris acum 3 sau 4 ani în editorial care se intitula Vreau să plătesc taxe și impozite mai mari. A fost înjurat de multă lume. Ideea este aceasta. Vreau să plătesc mai mult, dar nu degeaba, să beneficiez de servicii mai bune. Că cineva până la urmă trebuie să plătesc, că nimic nu e gratis pe lumea asta. Aș face o comparație, poate nepotrivită. În Constanța plătim sau plăteam 2,5 lei pe oră un loc de parcare. Dumneavoastră luați 10 lei pentru toate aceste taxe. În Cluj s-a majorat prețul de parcare în centru, este 12 lei pe oră. Dacă vrei să-ți lași mașina în centru, plătești 12 lei pe oră. În centru nu înseamnă cine știe ce parcare cu subterană sau pe stradă. Au tras niște dungi și parchezi mașina acolo. 12 lei pe oră. Dar acum să decide lumea dacă e mult sau puțin. Nu, cred eu că eu simt acum în perioada asta de cei 4 ani de zile că oamenii au început să înțeleagă. Dacă până în 2016 plăteau și se revedea mai puțin în calitatea vieții lor, atunci era logic că în momentul în care vii cu o creștere de impozit și nu se revede în viața orașului, în calitatea vieții din oraș, atunci e logic să fii revoltat. Dar când în schimbul acestor taxe și impozite locale primăria vine și creează servicii și tu ești mulțumit, spațiile verzi îngrijite, curățenie în oraș, adică au crescut foarte mult aceste servicii, nimeni nu mai poate să mai spună nimic. Dar așa cum mai sunt persoane, 20%, care, mă rog, sunt influențate, pentru că clar este o zonă politică, noi pe lângă primar suntem și oameni politici, automat peste 3 luni de zile vom avea și campania electorală, voi fi foarte mult tocat cu acest lucru, dar mi-am asumat, asta este, încă o dată spun, mi-am asumat. Eu vin și spun, asta am făcut, pentru bani în plus am făcut asta. Dacă nu sunteți mulțumiți, atunci opțiunea este alta și... Sunteți reprezentantul Partidului Național Liberal acolo, nu cred că am menționat, evident, suntem în precampanie, nu ne ascundem după deget, exact. Suntem de câteva luni bune în precampanie și este evident că orice gest pe care îl facem în primar în funcție este interpretat într-un fel sau altul și de către locuitori și asta e bine, dar și de către contracandidați. Așa asta e bine, să știți. Corect, e corect, e foarte corect să fie... E o dispută dar politică. Știți care e paradoxul? Toți ne dorim viață mai bună, condiții, să respectăm legea. Dar asta nu înceapă cu noi. Adică dacă începi să aplici legea și dacă începi să pui ordine și disciplină, pentru că peste tot în Germania, în Franța, în țările dezvoltate, domnule, când mergi acolo, a zis dungile la parcări, că vedeați mai devreme, domnule, dacă ai depășit cu o roată dunga albastră în Italia și ai parcat-o pe carosabil, ai 200 de euro amendă. I-a zis pe toți la dungă. Deci se respectă regulile
și, bineînțeles, amenziile respective. Deci nu se face nicăieri treabă fără respectarea regulilor. Noi românii dorim Italia, dorim Franța, dorim Germania, dar fără reguli, ceea ce e puțin probabil să ajungem la nivelul respectiv curând. Am văzut un semn în Paris. Era și un semn grafic, adică desenat ca să-ți dai seama dacă ești turist, dar scria și în franceză. Dacă ai un câine și a făcut nevoile și n-ai strâns, cam 250 de euro, nu mai țin bine minte, amen. 250. Dacă te-a prins de două ori, dai 500 de euro. E, nu e o sumă mică nici pentru un francez și Franța este o țară bogată. Cred că dacă primești una sau două amenzi, după aceea strângi. Să vă mai spun un exemplu. L-am citit în presă străină. O doamnă de 60 de ani a vrut să-și monteze un aer condiționat la ea acasă, că era apartamentul ei. Un bloc în Germania. N-a putut. Există niște reguli foarte stricte, un caiet de vreo 60 de pagini care prevede ce trebuie să facă. Una dintre reguli era că trebuie să vorbească față în față, nu prin telefon, cu toți locatarii, să le ceară voie dacă poate să-și monteze aerul, pentru că poate deranja prin zgomot vizual. Ce mi s-a părut interesant e nu lucrul ăsta, ci că doamna a zis da, așa e normal, trebuie să intre pe toți, pentru că îi afectează pe toți faptul că eu îmi pun aer condiționat. Mentalitatea unui cetățean din Europa de Vest. Concluzia este următoarea. Civilizația costă. Așa este, da. Apropo de civilizație, să ne întoarcem puțin la aceste lucrări, dar când vor fi gata? Lucrările au început? Când ar trebui să fie gata? Au început exact de ieri 2 iulie, pentru că toate au fost programate. N-am vrut să începem mai devreme pentru că ultima autorizație de înființare a acestei rețele a fost eliberată foarte curând de la Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei. Și fiind și perioada electorală, fiind și perioada în care se taxează orice, nu am făcut decât să respectăm ultimul document. Da, faptul că această situație cu COVID-ul a apărut peste noi din luna februarie, la sfârșitul lui februarie, ne-a făcut să întârziem acest proiect cu vreo 3 luni de zile. El era programat să înceapă undeva în luna februarie, dacă era într-o situație normală, cum era înainte de COVID. Faptul că a apărut această situație a trebuit să prelungim, pentru că dintr-o dată instituțiile statului n-au mai lucrat, documentele n-au mai fost studiate, nu s-a mai dat răspuns, adică lucrurile s-au îngrenuat foarte mult și nici nu știam fiecare ce urmează să se întâmple. După toată situația aceasta, am obținut aceste documente. Faptul că am început pe 2 iulie nu mai este timpul fizic. Inițial era programat ca anul acesta să facem 20 de kilometri de rețea și anul viitor 21 de kilometri. Primele branșamente să fie undeva, citeam eu acum câteva luni, undeva la finalul anului. Exact. Nu s-a mai întâmplat asta, nu? Ba da. Pentru că în momentul în care a apărut această situație cu COVID-ul, ne-am reorganizat. Din ce motiv? Ok, n-au cum să mai facă fizic, pentru că deja sunt la mijlocul anului. Dacă începeam în luna februarie, în luna martie, proiectul cu săpăturile, aveam 20 de kilometri de rețea, faptul că a început în luna iulie, nu mai e timpul fizic să mai pună 20 de kilometri de rețea și în acest motiv am împărțit în două 10,5 kilometri de rețea care se vor face fizic în teren, se vor face anul acesta și punerea în funcțiune, pentru că următoarea etapă este punerea în funcțiune a acestei rețele. Am discutat cu constructorul, am făcut acest plan, iar anul viitor, diferența de 30 de kilometri de rețea să fie, pentru că vom începe de la începutul anului, vom începe în forță tot anul 2021. Doi ani de zile ar trebui, mă scuzați, să dureze cu totul, nu? Așa parcă spune ani de zile, exact. Concesionarul. Doi ani de zile. Dacă nu apar probleme legislative, că uitați-vă, pe noi ne-a încurcat un an de zile apariția ordonanței de urgență 114. Da, nu, în principiu pe toți am auzit, pe primarul din Limanu spunând și pe senatorul Moga, nu s-a întâmplat nimic în România din acest punct de vedere. A fost blocat. Să vă spun ce motiv. Întreagă. Odată, faptul că noi aveam un studiu de fezabilitate făcut, aprobat cu o sumă, a apărut 114, a trebuit să reactualizăm studiul de fezabilitate cu noi indicatori, pentru că trebuia actualizat cu creșterea forței de muncă, că de fapt aici a fost problema, iar bani, iar timp, adică și Bașca, creșterea foarte mult a prețului față de primul studiu de fezabilitate, pentru că a crescut foarte mult forța de muncă și atunci, din acel moment, vă dați seama, toată cofinanțarea, toată creșterea aceea a căzut în spatele bugetului. Și... Exact. Și din acest motiv iar s-a prelungit foarte mult. Cine nu cunoaște, cine nu este strict pe acest subiect, spune, domne, așa de mult, nu ți-ai bătut capul, nu te-ai interesat. Nu,
O să demonstrez fiecare cetățean, fiecare persoană care este interesată de când a început, cum s-a făcut, care sunt pașii, cum s-a aprobat. Că de-aia am și făcut această enumerare. Ca lumea să înțeleagă cât de greu e, greu și sistemul ăsta birocratic. Eu vin din mediul privat. Lucrurile erau simple acolo. Ai scos mai din buzunar, poftim, iam paharul. Ca să cumpăr un pahar ca privatul, scot din buzunar, iau paharul, ca să cumpăr un pahar la stat, știți că durează o lună de zile. Deci cam asta e procedura până pun banii în buget, până aprob, până fac licitația, până... Deci multe, multe etape intermediare care... Dar m-am adaptat și cu acest stil, că n-ai cum să, n-ai cum să îl eviți. Și am ajuns astăzi să... Să punem în funcțiune de, să realizăm acest proiect prin începerea săpăturilor efectiv în teren. Deci vă reproșați ceva? Ați fi putut face ceva pentru ca proiectul să meargă mai repede în acești ani de zi? Absolut nimic. Aia și colegii parlamentari. Numai ei știu că, uite așa, în fiecare lună, hai, facem, trecem, mă trebuie la minister, au mers cu mine. Adică eu am mulțumit ieri tuturor care au fost implicați și m-au sprijinit fiecare pe bucățica lui pentru a putea ajunge să începem efectiv lucrurile pentru acest proiect. A fost o chestiune apolitică până la urmă, domnule primar, pentru că am văzut, l-am văzut pe Bogdan Huțucă de la PNL, l-am văzut pe domnul Moga de la PSD ieri împreună. V-au ajutat indiferent de, de partidul din care fac parte? Cum am spus și ieri, gazul nu a avut culoare politică. Da? Și asta e, eu sunt primar de o anumită culoare. Sunt primar PNL. Da, sunt primar PNL. M-au ajutat absolut toți cei care... Pentru că proiectul ăsta a început de când era PSD-ul la guvernare. Da? Adică noi, guvernul PNL este de un an de zile la guvernare. Înainte a fost guvernul PSD la guvernare. Asta nu înseamnă că lucrurile au fost blocate. Singura problemă care a apărut a fost 114 care... Este un legislativ care nu cred că a ținut de partid, ci mai degrabă de oamenii din ministere care nu s-au înțeles. Exact. Normele de aplicare aici au fost cea mai mare problemă. Care au schimbat legea, dar n-a venit imediat și cu normele de aplicare. Normele de aplicare, apariția normelor de aplicare a durat un an de zile. Și aici s-a făcut acel blocaj și pe multe, multe legi se fac așa, pentru că, băi, au schimbat legea nici cu normele de aplicare. Pentru că au blocat un an de zile nepunerea și a rămas un vid. Nici nu mai făcea ANR-ul licitația, nici autoritatea publică locală. Deci a fost un vid unde nu se mai putea face absolut nimic. Blocat investițiile, da, în, în toată România. Să revenim la, la rețeaua de gaze. Revenim la, la rețeaua de gaze, aș vrea să vă mai întreb așa, dacă credeți că vor fi probleme, pentru că rețea de gaze înseamnă să sapi, să sapi pe trotoare sau, mă rog, pe unde alege concesionarul. Nu alege el. Noi am ales. Primăria alege? Da. Primăria a avut din capul locului, i-a dat tema de proiectare proiectantului, toate conductele, trotoare, spații verzi și în ultima instanță, unde nu se pot face din punct de vedere tehnic aceste lucrări, să intrăm pe carosabil. Dar va fi deranj? Deranjul e ca acasă. Când începi să faci curățenie în casă, n-ai cum să spui că e ca înainte. Dar o să fie foarte bine organizat acest proiect. Nu vor merge decât pe tronsoane de 200 de metri liniari, însemnând desfacerea trotuarelor sau spațiilor verzi, introducerea conductei în, în pământ, astuparea, venit cu stratul de piatră, după care curățenie în spate, trece la următorul tronson de 200 de metri liniari. Adică disconfortul mare va fi doar pe cei 200 de metri liniari care vor fi în lucru. Cine deci, a venit cu ideea? Concesionarul sau dumneavoastră? Eu, bineînțeles că am avut experiența altor colegi, alți primari. Când am mai văzut-o, știu că s-au mai pus gaze în localități. Deci asta a fost din start condiția mea. Oamenii au înțeles, s-au mobilizat, n-au cum să... Până la urmă, noi suntem într-o publică locală. Respecti ce vrea proprietarul și ce vrea orașul Tigru, ce vrea primăria, ce vrea consiliul local. Oamenii au înțeles, în astfel vom proceda în implementarea acestui proiect. Deci disconfortul mare nu va fi. Pentru că vom avea grijă să dăm aia 200 de metri și atât. Interesant. Și vom merge din 2 în 200 de metri, cât să nu creăm acele probleme de disconfort întreg orașul. Adică mi-am luat măsurile în așa fel încât aceste lucruri să nu blocheze orașul. Mai ales că acum sunt perioadă de sezon. Probabil că nu, 100% va ajunge și în zona în care sunt și vile turistice, dar faptul că ținem din scurt acest proiect nu vom crea disconfortul așa de mare în, în oraș. O chestiune oarecum delicată. Aș vrea să știu dacă va afecta implementarea rețelei de gaze în Techighiola. Acum câteva zile, domnul Iulian Iancu, PSD, ne-a spus așa, că au trecut două legi, una care prevede ca
branșamentul rețelei de gaze către persoana fizică să se facă de concesionar. Până acum îl plătea beneficiarul, plăteam eu dacă voiam, acum nu. Înțeleg că se va plăti de către concesionar, ba mai mult, dacă eu am o afacere la maxim 2,5 km de conductă de gaze, concesionarul este obligat pe banii lui să tragă acea conductă și să-mi facă branșamentul. Bănuiesc că sunt costuri. Costuri care n-au fost luate în calcul de către cei care montează rețelele de gaze. Acum, nu e neapărat treaba dumneavoastră, dar poate ați vorbit cu concesionarul. Va împiedica acest lucru extinderea rețelei de gaze în Techirghiul? Poate în Techirghiul nu, pentru că noi deja avem un contract ferm semnat, aprobat. Greu să se mai modifice anumite elemente în contractul nostru, dar pentru alte primării care vor dori să implementeze acest proiect de racordare a localităților la rețeaua de gaze, va fi o mare problemă. Pentru că toți concesionarii de rețele sunt privați. În momentul în care își fac niște calcule, că tot e pe profit, dacă un privat își face calculul și nu reiese profitul, nu o să vină să participe la licitații. Și atunci degeaba o să se zbată primarii, să facă studii de fezabilitate, să investească banii în avize. Când, în momentul în care vor ajunge în stadiul de licitație, nu va avea cine să le vină la licitație. Deci nu cred că este o soluție foarte... Pare populist, e ok, e în regulă. Dar l-aș întreba pe domnul Iancu, domnule, ați vorbit și cu concesionarii? E viabilă? Că așa sună bine. Cetățenii vor fi racordați gratuit. Dar concesionarii, cei care investesc, au fost întrebați dacă... I-aș propune domnul Iancu să vină și pentru apă, și pentru canalizare, și pentru Enel, și pentru televiziune, și pentru cablu, pentru că sunt servicii publice. Toată lumea să vină să te branșeze gratuit cetățenii acestei țări. Prețul acestor lucrări se vor regăsi într-un final în prețul de gaz. Deci până la urmă nimic nu e deci, gratis? Deci până la urmă nu este gratis absolut nimic. Cine își face iluzii că acești bani îi va suporta tu concesionarul, eu cred că un om normal la cap nu are cum să gândească ceva. Acești bani, când se va începe, să presupunem că această lege va intra și se va aplica, da? Nu știu dacă a fost promulgată, știu că este la domnul președinte Iohannis pentru promulgare. Dacă nu, cumva, da. Între timp au ajuns anumite persoane. Dar n-am mai urmărit nici eu subiectul, dar înțeleg că este votată de către Camera Deputaților. Păi da, dar trebuie să ajungă la promulgare. Da, evident, poate da. Să întoarcă în momentul în care i s-a sesizat că pot fi anumite... Așa sună bine, da, toate gospodăriile vor fi racordate. Dar va crește prețul gazului automat. Prețul de racordare va fi în prețul gazului. Și cred că nu a fost suficientă consultare pe acest subiect, dar așa și Enelul să facă la fel, și Raja să facă la fel, și Telecomul să facă la fel, adică toate instituțiile care... Să fie gratis totul în țara asta. Totul că se poate. L-am întrebat pe domnul Iancu dacă a discutat cu concesionarii și dacă, mă rog, concesionarilor li se pare o idee bună. A zis că e evident că nu li se pare o idee bună concesionarilor, dar că au de unde suporta. Acum n-am făcut calculele la toți cei care introduc rețele de gaze în România. S-ar putea ca pentru unii să fie sustenabil, pentru alții nu. Dar este evident că nimic nu e gratis. Nimic nu important e gratis. E că în Techirghiul nu e afectat extinderea, introducerea rețelei. În momentul acesta nu este absolut deloc. Este contractul făcut, semnat înainte de apariția acestei legi. Dar Techirghiul nu va avea această problemă. Eu voi căuta să găsesc soluții ca persoanele care au anumite venituri să le creăm anumite facilități. Încă nu pot să spun ce facilități, pentru că înainte să ies să spun, trebuie să mă consult cu concesionarul, să văd dacă legea ne permite, pentru a putea veni cu anumite facilități de branșare a acestor localități. Adică mă refer la plata în rate timp de un an de zile, adică lucruri de genul acesta. Cred că voi găsi anumit sprijin în această zonă și... dar numai pentru cei care au anumite venituri, nu pentru toată lumea, pentru că nu se pot aplica aceste lucruri pentru absolut toți cetățenii. Evident. Luăm o scurtă pauză. După pauză, domnule primar, avem câteva declarații de la conferința de presă pe care ați organizat-o, prefectul George Niculescu, președintele PNL, deputatul Bogdan Huțucă, senatorul PSD Nicolae Moga, dar și Cătălin Ivan, directorul concesionarului. Ne vor spune câteva cuvinte despre ce se întâmplă în Techirghiul și despre importanța acestei investiții. Revenim apoi. Mă bucur să fiu prezent la lansarea acestui proiect, care este menit să aducă un plus de confort pentru, în primul rând, pentru locuitorii orașului Techirghiul. Este vorba despre un proiect pentru care actuala administrație, și domnul primar are tot meritul, a depus eforturi considerabile și țin să le mulțumesc pe această cale,
că au reușit să livreze un program fezabil de implementare. Și pentru că vorbim de implementare, implementarea și extinderea rețelelor de distribuție cu gaz, energie electrică, poate vorbim în perioada următoare și despre folosirea energiei regenerabile la o scară mai mare, este vitală pentru o comunitate care, așa cum am văzut în ultimii ani, se dezvoltă aici la Techirghiol foarte frumos. Au apărut investiții private considerabile, Techirghiolul este tot mai popular în fiecare an, iar dotarea acestui oraș cu toate facilitățile este o necesitate, fie că vorbim despre drumuri, energie, școli moderne sau servicii pentru cetățeni. Îmi doresc să văd astfel de proiecte în toate localitățile din județul Constanța, pentru că important este să-ți dorești să faci treabă. Orice astfel de facilitate automat atrage și investitori, iar de bunăstarea acestui județ depinde în mare măsură și aportul mediului privat. În încheiere, doresc succes domnului primar, succes companiei care va realiza această investiție și sper să revin în curând la Techirghiol, un Techirghiol racordat la rețeaua de gaze. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. S-a spus aici, spunea Robert, că gazul nu are culoare politică și așa este. Spunea domnul primar că este un proiect extraordinar de important pentru acest oraș minunat, un oraș simbol, dacă vreți, al României, un oraș cu potențial extraordinar de mare, dar cel mai important și cel mai important lucru, alimentarea cu gaz acestui oraș este în beneficiul locuitorilor. Locuitorii care până acum au beneficiat de alte surse și e păcat să nu folosim rețeaua de gaz. Știți foarte bine investițiile care se fac în Marea Neagră, potențialul nostru de resurse de gaz din Marea Neagră, care cât de curând o să putem să-l folosim la nivel național, pentru că viitorul nostru al României ne rezervă multe surprize. Și atunci trebuie să facem o politică sănătoasă, ca noi să nu mai depindem de alții. Evenimentul de astăzi întărește faptul că se poate să fie aproape de oameni, se poate să rezolvi problemele oamenilor, se poate să construiești pentru comunitate. Încă de la început vreau să-l felicit pe domnul Iulian Soceanu, primarul orașului Techirghiol, pentru insistență, pentru determinare, pentru dedicarea cu care a transformat o promisiune electorală într-un proiect realizabil. Oamenii se pot bucura de o viață normală, se pot bucura de confort și de utilități atunci când autoritățile locale își fac treaba. Domnul Iulian Soceanu s-a zbătut pentru comunitatea din Techirghiol și a reușit, a demonstrat că se poate. A trebuit să-l felicităm pentru acest lucru, pentru modul cum a înțeles să se zbată pentru proiectele acestui oraș, dar totodată aș dori să menționez faptul că acest proiect s-a realizat și cu implicarea factorilor politici locali. Când vorbim despre proiecte și despre soluții, cooperarea este esențială. După cum știți, compania Mega Construct a realizat până acum proiecte de alimentare gaze naturale în municipiul Mangalia, comunele 23 August, Costinești și implementăm astăzi un proiect în comuna Limana. Volumul lucrărilor realizate de companie în județul Constanța este de 10 milioane de euro. Proiectul privind înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în orașul Techirghiol se realizează în baza unui parteneriat creat în baza contractului de concesiune cu primăria Techirghiol. Valoarea lucrărilor care se vor realiza în Techirghiol este de aproximativ 13 milioane de lei, lucrări pe care estimăm să le terminăm în maxim 2 ani de zile. Proiectul tehnic, apropo de detalii tehnice, este alimentat dintr-o stație de reglare atmosferare, conectată la conducta Negru-Vodă Techirghiol, cu o stație de reglare de 3200 de metri de gaze pe oră. Ne-am întors în platoul Dobrogea TV. Primarul din Techirghiol, domnul Iulian Soceanu, alături de noi. O să existe gaze în Techirghiol, a început introducerea rețelei de gaze. Mi-a spus că primele branșamente se vor face chiar anul acesta. Unde, domnule primar? Pe ce străzi?
primii 10 kilometri care vor fi anul acesta puși în funcțiune sunt introduși pe următoarele sectoare de stradă. Strada Răscoalei din 1907 până la intersecția cu Nicolae Bălcescu, strada Nicolae Bălcescu, strada Piața Republicii, strada Mihai Eminescu, strada Victoriei, strada Pușkin, strada Ovidiu, strada Pescăruș, strada Dimitrie Bolintineanu, strada Tomis, strada Enechiță, nu Enechiță, Tomis am spus, Gheorghe Doja, 9 mai, tronsonul dintre Mihai Eminescu, dintre Bălcescu și Victoriei, Țepeș Vodă, Tudor Vladimirescu. Deci aici este sectorul... Ați învățat pe de rost. O să zic că lumea că n-am vorbit. Nu n-am vorbit și nici nu le aveți scris acolo. Le-ați spus din memorie. Le-am spus din memorie pentru că vă dați seama, lucrând atât timp cu ele, știu în detaliu orice. Orice lucru despre acest proiect. Pentru că chiar sunt implicat și ca să vrei să realizezi un lucru, trebuie să știi ce să ceri, cui să ceri, trebuie să înțelegi mecanismele, pentru că degeaba zorești un lucru dacă din punct de vedere legal sau tehnic se poate realiza. Pentru că așa este. Juridicul vede într-un fel, tehnicul vede într-un fel, când îi pui pe amândoi cap la cap, stai că nu sunt legate între ele, adică trebuie să înțelegi mecanismul pentru a merge mai departe. Avantajul, vă spuneam mai devreme că vom pune conducte de gaz pe trotoare, pe spații verzi și, în ultimă instanță, pe asfalt. Din ce motiv? Faptul că noi acum implementăm o tehnologie nouă față de alte rețele de gaz și avantajul că avem această stație de reglare presiune la intrarea în oraș, face ca tehnologia aplicată în acest proiect să fie nu pe debit de gaz, ci pe presiune. Și din acest motiv, cred că 80% din acest proiect este pe conductă de 63 diametru. Adică este o conductă foarte mică în comparație cu rețelele de 300, 400, cum sunt în alte localități. Deci pe o conductă foarte mică va veni gazul cu foarte mare presiune și va ne-a dat posibilitatea să putem să introducem aceste rețele pe trotuarele din localitate și pe spațiile verzi. Dacă era să veni numai cu magistrale de 300, 400, da, acelea nu aveau cum să intre pentru că vorbim și de șanțurile care trebuie să făcute pentru introducerea acestor conducte, automat ele trebuiau venit să le punem pe carosabil. Și ne-a permis să putem să, cu acest proiect, evităm spargerea carosabilului rutier în oraș, pentru că costurile de refacere sunt foarte mari după ce introducem aceste rețele. Avem o stradă, conducta va trece pe o parte și vrea să se branșeze și locuitori de pe partea cealaltă. Subtraversare, exact. Sau spargeți asfaltul? Numai cu subtraversare. Avantajul este că sunt cuțe foarte mici și atunci sistemul de subtraversare prin metodele, tehnologia care există, foarte ușor se pot... Greu era dacă erau cu conducte mari. Atunci lucrările de subtraversare sunt foarte dificile. Avantajul este că folosim conducte de mici dimensiuni, cu presiune foarte mare, pentru că ne ajută această stație de presiune. O întrebare tehnică, poate trebuie să o adresăm concesionarului. Care e perioada de garanție a acestor țevi? Adică, ok, le puneți în pământ. Peste 50 de ani. Da? Deci 50 de ani, dacă se strică, în principiu garantează cel care le... El preia concesiunea... Garanția este peste 50 de ani ce am înțeles la țevile respective. Probabil că au și mai mare durată de viață, nu mai sunt din azbocimen, nu mai sunt din fier care ruginește. Acum sunt din PHD special pentru astfel de rețele. Deci peste 50 de ani este garanția acestor conducte. Sunt curios să văd primele branșamente, școlile, sanatoriile. Da, în acest proiect din această rețea de 10,5 km am urmărit, în primul rând, să branșăm mari consumatori, și aici mă refer la sanatoriile balneare din oraș, la toate instituțiile publice care sunt pe raza unității administrative teritoriul Tecriol, toate blocurile din Tecriol, pentru că logic, densitatea mare este la blocuri, oamenii în Tecriul se încălzesc cu diverse surse de încălzire, iar în momentul în care noi venim cu rețeaua de gaz, automat, abia așteaptă, vă spun sincer că majoritatea oamenilor mă întreabă, dom'le, gazul, am înțeles, străza ai făcut, teatrul de vară l-ai făcut, orașul e frumos, e curat, iluminatul public este pus la punct, adică
foarte multe lucruri sunt puse la punct. Gazul este cel mai așteptat proiect, sau mă rog, a fost, a început de ieri, cel mai așteptat proiect de către toți locuitorii. Deci am căutat să ducem conductele în zonele unde necesitatea a fost mai mare și, bineînțeles, punerea în funcțiune face ca și concesionarul să înceapă automat să, prin branșarea acestor instituții și celor care locuiesc la bloc, să poată să înceapă să-și încaseze banii, pentru că el trebuie să-și scoată investiția din vânzarea gazului, că de fapt aici este marele lor câștig, prin vânzarea de gaz. Și au și interesul să branșeze aceste instituții cât mai rapid. Urmând ca de anul viitor absolut toate străzile din oraș să fie să aibă pe stradă rețeaua de gaz. Aș vrea să vă întreb dacă extinderea rețelei de gaz va crește și atractivitatea economică a orașului Techiriol, dar înainte de a vă întreba asta, aș vrea să știu dacă până acum, în acești 4 ani de zile, s-a întâmplat ceva pozitiv din punct de vedere investițional în Techiriol. Adică au venit oamenii de afaceri să investească în localitate sau nu? Da. Da, ăsta a fost punctul forte care, sau unul dintre obiectivele pe care eu mi le-am propus când am ajuns. Eu vin și din mediul privat, v-am spus, știu ce înseamnă atragerea de bani și mi-am dat seama că doar din taxe și impozite locale nu ai cum să supraviețuiești, să faci proiecte așa cum ne dorim cu toții, de mare anvergură. Și am două obiective. Atragerea de investiții private în oraș. Și am reușit treaba aceasta. Ce-i drept că la momentul acesta nu se văd foarte mult, pentru că procedurile, toți vor să depună proiecte sau au depus proiecte pe fonduri europene. Asta a fost ideea lor. Unul dintre cei mai mari investitori, nu știu dacă pot să-i dau numele, dar... Dacă îmi dați mai mulți, 2-3, spuneți-i. Da, sunt exemple pozitive. Unul dintre cei mari investitori este SC de Deman, care a achiziționat în Techiriol 3,5 hectare de teren. Ce face acolo? Un centru de distribuție sau nu, ce? Nu, face un centru balnear. A centru balnear? Da, este o altă ramură. În Techiriol au un centru logistic care există deja. Funcționează, sigur că da, dar vor să meargă și pe alt domeniu. Au venit, au achiziționat teren, bani care ne-au ajutat să punem în aplicare toate proiectele care sunt în oraș, iarăși cei de la Corporesano, la fel, Sanatorul avocaților, este, da, denumit, așa este cunoscut. Au achiziționat încă 2 hectare ca să mai construiască încă un centru balnear. Am un investitor care deja a început lucrarea, dar faptul că orașul Techiriol este foarte frumos, nemaipomenit, are foarte multe lucruri care trebuiesc scoase în evidență, dar acum nu știu dacă e un avantaj sau un dezavantaj, este un sit arheologic. Și în momentul în care au început, ca să poată să obțină autorizare de construcție, trebuie să facă descărcarea arheologică. Și au găsit ceva acolo? N-au găsit nimic, da, e o procedură, o suprafață înțeles. Foarte mare de teren, procedurile sunt greoaie și, da, omul a început, a săpat, e la momentul în care trebuie să facă descărcarea arheologică. Ce investitor, ce vrea să facă? Puteți să-i un centru balnear. Deci vorbim acum doar de centru balnear. Ce societate, dacă tot am început să dăm nume? SC Paloda SA se numește. Am înțeles. E român, toți sunt români, ca să fie treaba clară. Deci am atras acești investitori odată cu investiții care vor fi totalizate la peste 50 de milioane de euro. Iar a doua ramură care am luat-o în calcul și spre care m-am îndreptat, atragere proiecte pe fonduri europene. Dar am 80% din proiectele pe fonduri europene sunt doar pe infrastructură de apă, canalizare, asfalt și iluminat. Dă-i privatului aceste utilități și ți-aduce bani în localitate. Și acest lucru l-am făcut, pe lângă celelalte proiecte, mă refer la proiectul de reabilitare a școlii, de reabilitarea teatrului de vară, de transformarea unui teren degradat în grădină publică. Deci sunt mai multe proiecte pe care le-am avut, dar am încercat să le îmbin prin proiecte de mare infrastructură și atragere de investitori versus proiecte de utilitate publică, să le spun așa, cu reabilitările care vi le-am enumerat mai devreme. Se face acolo, înțeleg, și o clinică modernă, doctorul Dimancea investește acolo în prietenul de-al nostru. Da, este... Construiți acolo un fel de... Construiți un pol medical, nu știu cum să-l numesc, da, stațiune destinația acestei localități, acestei stațiuni balneare este clar medicală, clar, de recuperare medicală. Și atunci aceste centre se concentrează, văd acolo, din ce îmi spuneți. Da, este adevărat, este adevărat. Domnul doctor Dimancea, pot să spun că este pionierul în investițiile din Techiriol, a achiziționat o locație foarte cunoscută în Techiriol, este vorba de Vila Minerva, a depus un studiu de fezabilitate
a achiziționat imobilul, a făcut un studiu de fezabilitate, l-a depus la finanțator, a semnat contractul de finanțare. Când a ajuns în momentul în care să facă proiectul tehnic, proiectantul i-a spus, din studiu nu ți s-a prins următoarele elemente. Adică trebuia suplimentat cu vreo 700.000 de euro acest proiect, atât poate să poată fi realizabil. Acești bani trebuiau să-i pună dânsul ca și cofinanțare și a renunțat să mai vină cu o sumă foarte mare după investițiile care le-a avut ulterior. Studiu de fezabilitate, proiectant, consultant, avize, da? Și atunci investiția care a făcut-o prin achiziționarea acelui imobil. Și atunci a renunțat la contractul de finanțare, a refăcut proiectul și are proiectul pregătit să se deschidă axa de finanțare 2-2 pentru redepunerea acestui proiect. Deci nu a renunțat la proiect, numai că s-a tot prelungit această axă, deschiderea acestei axe de finanțare și mulți așteaptă această axă de finanțare, inclusiv unii dintre investitorii mai mici față de cei care vi-am enumerat. O investiție foarte importantă care este acum în desfășurare este un incubator de afaceri în orașul Tecnu, tot o investiție privată, chiar în mijlocul orașului. Este amplasat pe amplasamentul unei foste clădiri cunoscute în Tecriol. Aici vorbim de restaurantul Rodna. Din păcate, în urma... De ce vă spun și vreau să mă explic? Sunt acuzat, domnule, a venit, dărâmă clădirile vechi și construiește clădiri care sunt noi și nu mai au... nu mai corespund din punct de vedere arhitectural cu imaginea veche interbelică a orașului. Bun, în momentul în care s-a făcut un studiu de expertiză asupra acelei clădiri, care sunt clădiri de peste 100 și ceva de ani de zile. Vă dați seama, materialele care au fost făcute, timpul care a trecut peste ele, nu mai au rezistența tehnică de a putea prelua construcții moderne cu noile reglementări care sunt acum în vigoare, cu noile normative. Și atunci, logic, s-a ajuns la demolarea acelor clădiri și reconstruirea sau construirea acestor noi obiective, dar în autorizațiile de construire au obligația și în proiectele care le-am vizat au obligația să preia din fațadele vechilor clădiri. Adică nu se distruge, nu se face sticlă, oțel, încercăm să păstrăm imaginea tradițională a orașului Tecnu cu piatră, cu lemn, cu genul de clădiri mai clasice față de cele moderne care le vedem prin alte părți. Sau... Deci căutăm să menținem acest echilibru urbanistic în așa fel ca Tecriul să nu fie o stațiune sticlă și beton. S-au dărâmat și imobile care erau monumente istorice? Sau... Noi nu avem monumente istorice în orașul Tecriul. Sunt într-adevăr construcții vechi de peste 100 de ani, dar nu avem... Nu sunt în catalogul acela monumentelor... Nu, absolut deloc. Istorice. Absolut. Vă dați seama că aceste autorizații au fost date după ce au fost eliberate autorizația, au avizul de la cultură. Noi suntem, cum suntem mai drastici, dar acolo nu treci dacă nu respecti. Și atunci toată lumea a înțeles, respectă, avem și niște poturi foarte stricte, să spun așa, adică noi nu lăsăm... Procedul de ocupare a terenului... Procedul de ocupare a terenului, ca să fie ca înțelesul, da? Foarte stricte, pentru că noi mergem pe spațiu verde, spațiu neconstruibil, cât mai generos. Mă uit în alte localități și văd densitatea foarte mare de clădiri. Și nu vreau să dau exemple acum, că nu cred că e cazul, dar toți le vedem cu ochii. Constanța, vă spun eu, municipiul Constanța. Unde densitatea mare de clădiri face să se sufoce tot. Și chiar dacă el pare ok, uite, s-a făcut o investiție, dar trebuie păstrat un echilibru, pentru că în următorii ani de zile se sufocă tot și oamenii vor să respire. Nu mai e locuri de parcare, nu mai e spații verzi, adică ne degradăm singur dacă nu ținem cont de acest mod corect de dezvoltare urbană. Una dintre problemele pe care le regăsim în mai multe localități și în Tecriul este aceea asfaltării străzilor. Cred că am făcut emisiune acum un an și îmi spuneați că sunt încă destule străzi neasfaltate. Sunt sigur că este o problemă aceasta și acum, domnule primar. Cum stați? Da, este foarte adevărat. După în momentul acesta, prin proiectele de infrastructură care le-am pe fonduri europene, voi ajunge undeva la peste 90%. Cât aveți acum, mă scuzați? Asta, că în momentul acesta avem undeva la 60-60%. Asfaltat. Asfaltat, da. Bun. Veți ajunge la cât? Aproape 90% din oraș. Acum urmează, pregătesc pentru următorul mandat, pregătesc cealaltă diferență de străzi. Vorbesc acum de vatra veche a orașului, pentru că
orașul este în continuă dezvoltare. Chiar dacă vom termina 100% din ce e deja existent, faptul că orașul se dezvoltă, apar alte străzi, alte zone, care, bineînțeles, vor trebui luate în calcul și să le putem dezvolta din punct de vedere al infrastructurii. Dar acum, dacă ne referim strict la vatra veche a orașului, prin proiectele care le am prin fonduri europene, undeva ajungem la 90%, iar următorul mandat să închidem... În 2022-2024 să închidem toate străzile cu asfalt. Ce se întâmplă? De ce s-a făcut și acest grafic? Noi suntem corelați cu POIM, cu Raja. Raja, știți foarte bine, are un proiect foarte important de infrastructură pe rețeaua de apă și canalizare. În Techriul suntem prinși cu peste 7 milioane de euro investiții Raja, însemnând extindere de rețele, dar și reabilitarea de rețele existente. Corelarea celor două proiecte este foarte complicată. Faptul că suntem noi autoritatea publică locală, Raja de pe de-o parte, gazele pe de-o parte, Telecomul pe de-o parte, adică Enelul de pe de-o parte, adică nu suntem toți corelați să putem să spunem, da, domnule, uite, vii tu Raja, bagi canalizarea, vii tu cu gazul, după ce ați băgat toți utilitățile, veni și noi cu asfaltul. Că dacă stau după toate aceste lucruri, nici în următorii 20 de ani nu putem să ne suprapunem ca și proiecte. Și atunci ăsta este motivul pentru care și apar aceste situații în care noi venim, facem infrastructura de asfalt, iar peste 3-4 ani de zile vine Raja, vin gazele, vin alte utilități și sparg acele străzi pentru introducerea lor. Dar nici nu poți să stai după ei, că altfel stai cu orașul neasfaltat ani de zile. Așa că, de ce expun treaba aceasta? Că să le explic oamenilor care e motivul pentru care ai asfaltat pe strada lui și peste 3 ani de zile vine Raja spre Dunăre, dar de ce nu băgați canalizarea? Dacă stau să mă corelez, nu mai asfaltăm strada aia nici în următorii mulți ani de zile. Și suntem în Techriul în această situație pe unele străzi. Am înțeles. Dacă mă mut în Techriul, risc să crească vecinul meu porci, găini. Am văzut niște comunicate de presă în trecut în care reglementați, așa cum face orice primărie, creșterea animalelor, păsărilor. Da, faptul că suntem o stațiune balneară, faptul că suntem oraș și oamenii erau obișnuiți să crească animale în orice zonă din oraș, pe lângă faptul că am foarte multe reclamații de la cetățenii, pentru că asta e. În momentul în care crești un animal... Mai faceți zgomot, mai miroase. Faceți zgomot, miroase și atunci, și să mai dau un exemplu, sunt foarte mulți cetățeni care și-au construit case în Techriul, și-au cumpărat case în Techriul și vin în Techriul ca la... Ca stațiune. La nivel de oraș, ca stațiune. Da, da. Nu suportă mirosul animalelor de la vecinul. Și atunci am foarte multe reclamații. Ce am făcut? Am făcut un regulament de creștere a animalelor în orașul Techriul. Am reglementat pe zone ce se poate... Bine, în zona 1, în zona 1 a orașului nu se crește absolut niciun animal. În zona 2 am permis creșterea unor păsări. În zona a 3-a am dat cumva să crescă și porci, păsări. Adică, da, limitat. Da. Am reglat acest lucru, bineînțeles că... Dar ați verificat, domnule primar, și în teren, după ce l-ați reglat, ați trimis, nu știu... Nu trebuie să verific nimic pentru că îmi primesc reclamații. Da? Și mai primiți reclamații? Bineînțeles că primesc, da? Bineînțeles. Mai sunt câte... Ce se întâmplă? Am reușit să reglementez foarte multe lucruri pe acest domeniu, dar mai am 3-4 zone unde trebuie să le rezolv și pe acelea și din punctul ăsta de vedere zic eu că am rezolvat acest aspect. Am mai făcut și o reglementare privind creșterea câinilor în gospodării. Da, interesant și aceasta am văzut-o, da. N-ai voie să crești un câine dacă n-ai un anumit spațiu. Exact. Pentru că ce se întâmplă? Sunt iubitori de animale care în curte își cresc foarte multe pisici, câini și bineînțeles că disconfortul creat vecinilor este foarte mare. Noaptea, ziua, miros și toate cele. Cadrul normativ nu exista la momentul respectiv. Ne făceau solicitare, ne făceau reclamație, se ducea poliția locală, n-avea... Deci se reglează prin HCL lucrurile. S-a reglat prin HCL acest lucru, că atunci poliția locală când vine are HCL-ul și aplică... Am văzut probleme și în alte localități de aia, deci prin HCL se poate rezolva destul de simplu. Da. Mai avem 2 minute, spuneți așa, că sunt mulți oameni care vin acolo ca în vacanță. Cât de mulți oameni, domnule primar? S-a mărit capacitatea, s-a mărit numărul de locuitori. Techriul, da, a scăzut, e constant? Nu, a crescut numărul de locuitori. Chiar făceam o statistică împreună cu colegii mei de la Evidența Persoanei. Avem o medie de peste 300 de persoane, de locuitori noi în orașul Techriul. Ceea ce înseamnă un lucru în ultimii 4 ani? Nu, în ultimii 4 ani, câte 300 pe an.
Da? 300 pe an. Deci aproape în fiecare zi cineva se mută în Techirghiu. Dacă e să calculăm așa... Păi 300 la 365 de zile putem să aproximăm. Exact. Ceea ce este un lucru foarte bun pentru noi. Vreau să vă spun că este o solicitare foarte mare privind achiziția de case, achiziționarea de terenuri în Techirghiu pentru construirea și, bineînțeles, să se mute oamenii în Techirghiu. Dacă astăzi treceți prin Techirghiu, o să vedeți o stațiune cochetă, o stațiune curată, o stațiune verde, o stațiune iluminată, o stațiune liniștită, o stațiune în care ai tot ce îți dorești, dacă vrei să le vezi. Că dacă ești cărcotaș, nu o să vezi nimic din toate aceste lucruri. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru prezența în această emisiune. Sunt sigur că vă așteaptă o campanie electorală interesantă pe dumneavoastră și pe contracandidați, pe care, apropo, îi invităm în emisiune. Ușa noastră este deschisă tuturor. Succes în ceea ce faceți. Mulțumesc. La fel cum urăm succes tuturor primarilor. Să aveți o seară excelentă în continuare.